jucători buni. Matei Meleanu, cel care în avamposturi, însă va fi greu pentru el, deoarece este singur. Gheorghe, foarte bun în dribbling-urile lui Gheorghe. Albert Cuculescu este un atacant născut la Vaslui. Bună intervenția lui Dan Șucu, pasă pentru Gheorghe. Cearcă un dribbling să duce jucătorul nostru și un nou cartonaș galben. Minge lungă. Foarte bun șutul lui Gabi Gheorghe. A fost penalti. Bate bine. E corner. Vedem că Crunch are recuperându. N-a recuperat, a vrut să dea pas direct. Gheorghe cu intercepție continuă. Cel mai probabil un meci care se va disputa pe 9 noiembrie. Iar apoi, în decembrie, vom juca la Cluj. Dima până la Gheorghe. Gheorghe caută un om liber. Găsește pe Gal. Gal în luptă cu un adversar. Dima îl vede pe Gheorghe. Partea stângă, Gheorghe pătrunde în centru. Bună pasa pentru Dima, însă ridică fanionul. Cu echipele mari ale... echipele mari ale farului și a FCSB-ului. Vedem această fază, ce poi driblează. Doi dintre jucătorii noștri de națională. Cei doi sunt jucătorii ai lotului Under 17. Și iată un penalti. Ilas, un jucător care poartă niște ochelari speciali. Gabi Gheorghe în luptă cu Ștefan. Mai puternic Ștefan, însă Gabi Gheorghe reușește să recupereze această minge. Cu același cepoi. Bună pasă către Gheorghe. Gheorghe are o ușurință în dribbling și un tupeu pozitiv până la Dima. Din nou Gheorghe cu poftă de joc, iată. Aceeași Alunecă Stătescu, însă cu un gest tehnic foarte, foarte frumos, Gabi Gheorghe recuperează această minge. Nou Gheorghe atacat, luat pe Florin Ștefan din prima, în sfârșit corect pas din prima pentru Emers, care joacă, observați aici, pasă în ofensivă. Șutul lui Emers a vânat. Cută un coechipier, găsește excelent pe Gheorghe și este 2-1. De
câteva etape de acomodare, spuneam și în prima repriză, sunt foarte, foarte mulți jucători noi veniți în această vreme. Să câștigăm, avem un om în plus și un moral foarte bun după ce am reușit egalarea. Gabi Gheorghe, foarte tehnic, îi pasează bine. Ce se vede? Șucu, cel care poartă bandera la echipele noastre. Prima, Gheorghe, nu are soluții în centru și se întoarce, vede bine pe Rareș Gal. Trebuie să continue! Gabi Gheorghe a găsit soluții bune până acum atacantul nostru. Caprit, debutul pentru echipa mare, îl tot el, pasează lui Rareș Gal, însă o pasă lungă cu exteriorul al lui. Gheorghe, din nou, direct pe poartă, aceeași față. Execută Gheorghe de această dată, la colțul scurt. Dima, l-are pe Gheorghe lângă el, bună pasă lui Dima. Excelent dribbling-ul. Însă